Microbiștii din orașul Pucioasa, dar și iubitorii de sport în general, vor avea din nou parte de emoții la meciuri cu echipa localității lor. Primăria orașului Pucioasa a preluat clubul sportiv, care activa până acum în comuna Ninoasa și care a reușit să obțină rezultate remarcabile. Autoritățile locale din Pucioasa, în frunte cu subsemnatul, sunt foarte interesate de a avea o colaborare serioasă cu niște oameni care s-au dovedit serioși în tot ceea ce au făcut. Și am luat decizia împreună ca Asociația Sportivă Fotbal Club Ninoasa să se transforme în Asociația Sportivă Fotbal Club Pucioasa, ca acest club de fotbal ce activează în divizia C să desfășoare activitatea din sezonul 2018-2019 la Pucioasa. Lucrurile, deși pornesc de la, ca să spun așa, de la jumătatea anului, pentru că deși este început de an competițional, practic din punct de vedere al bugetului, pentru noi este un pic mai complicat, fiind toate socotelele făcute încă din februarie-martie pentru anul în curs, vom încerca rapid să facem o rectificare bugetară în iulie, să le asigurăm tot ceea ce e nevoie, atât ca și bază sportivă, pentru că avem o problemă destul de serioasă și la nivelul stadionului. Sunt lucruri multe de făcut și o să le facem, dar și să asigurăm parte de finanțare pe care am promis-o. Suma despre care am discutat pentru început este de 200.000 de lei anual și cu siguranță în condițiile în care vom porni cu un buget, sper eu, mult mai serios la anul, repet, fără a afecta activitățile de dezvoltare a orașului și investițiile pe care le avem de făcut în oraș, vom sprijini performanța. Sunt sigur că această echipă solidă se va bate pentru locul fruntașii și, de ce nu, pentru promovare în divizia B. Poate vi se pare un ideal prea îndepărtat, eu cred în ei. Pentru că dacă nu credeam, nu intram în această echipă. Așa că urmăriți-ne, sunt sigur că o să vă facem surprize frumoase. Edilul orașului Pucioasa se angajează nu doar să susțină financiar cheltuielile echipei, dar și să rezolve problemele privind baza sportivă. Primăria Pucioasa este încântată de faptul că poate în sfârșit să aducă din nou fotbalul la noi în oraș. Avem foarte mulți microbiști care au suferit un an și jumătate din lipsa unei echipe la nivelul orașului. Iată că eu cred că ne-am făcut cea mai plăcută surpriză. Știți foarte bine, sau dacă nu știți, vă spun eu acum, orașul Pucioasa a avut o echipă de fotbal până la sfârșitul anului 2016. O echipă de fotbal care era finanțată cu un buget aproape similar, a primit undeva la 130.000 de lei pe an în mandatul domnului Bătău și a primit acești bani pentru a se bate să nu retrogradeze. Atât au reușit. Tot timpul era în luptă pentru evitarea retrogradării din divizia 4, nu din divizia 3. Lucrurile astea eu nu am putut să le tolerez. Ați observat, finanțarea a fost sistată și nu numai noi audit intern. Iar acum, pentru că avem un partener serios în care cred și sunt sigur că ne va aduce bucurie în oraș, investim tot ceea ce putem, bineînțeles, în limitele în care ne putem angaja în acest an bugetar, urmând ca de la anul să fim un partener și mai prezent în viața echipei, să încercăm zi de zi să aducem baza sportivă la o formă care să se încadreze atât în standardele FRF-ului, dar și să ne aducă o plăcere pentru a fi prezent într-un loc agreabil. Îi mulțumesc și domnului Maricescu că a pus umărul împreună cu administrația comunei Ninoasa pentru ca această echipă să facă performanță. Îmi pare rău că n-am mai putut să continue dânsul susținerea acestei echipe, dar eu cred că oricum venirea la Pucioasa într-un oraș cu 15.000 de locuitori, în jurul căreia cred eu că gravitează încă alte câteva zeci de mii de locuitori, e un pas înainte pentru echipă. Deci le mulțumesc domnilor aici de față și mulțumesc și domnului primar Constantin Maricescu de Ninoasa și îi urez sănătate pe această cale. Cu noua denumire de ASE Fotbal Club Pucioasa și cu o serie de îmbunătățiri în componența echipei, conducerea clubului se va bate de acum pentru promovare. Avem un nou vicepreședinte al clubului, în persoana lui domnul Sergiu Nedelcu, care este un om sufletist și a venit să ne ajute, să pună un umăr. Și Cristi Bălașa, care este antrenor principal al echipei și care avem toți mare încredere în el. Și chiar anul ăsta vrea să demonstreze posibilitățile dânsului. Nu neapărat ca și fotbalist ne-a demonstrat, ca și antrenor vrea să demonstreze foarte mult anul ăsta.
Acum două zile, împreună cu prietenii și colegii mei, ne-am deplasat la Constanța, la domnul Gheorghe Hagi. Nu a fost o vizită de curtoazie. Cristi a mers cu subiect și predicat cu posturile pentru care are nevoie de ajutor, unde este echipa deficitară. Și lucrurile au mers mai bine decât mă așteptam vreodată. Vă spun sincer, abia acum am realizat care este gradul de prietenie între Cristi Bolașe și Gheorghe Hagi. Am fost foarte bine primiți, au discutat niște nume concrete. Sper să se și vadă în teren sprijinul lui Gheorghe Hagi, pentru că urmează, pe lângă faptul că el își va îndruma jucătorii către noi, să ajungem și noi la o înțelegere cu acești fotbaliști. Dar mai multe despre aceste lucruri aș vrea să vă povestească Cristi în câteva cuvinte. Vreau ca domnul Costinana să fie lângă mine, pentru că am nevoie, sunt și eu la un început. E o mare provocare pentru mine ca antrenor să lupt pentru a promova într-un eșalon superior. De fapt, ăsta va fi și un obiectiv imediat, nu primordial, pentru că o să vă prezint în timpul acestei conferințe și sunt anumiti jucători care vor veni în echipa mea și îmi trebuie puțin timp pentru a omogeniza această echipă. Dar nu mi-e frică, sunt dispus să muncesc, pentru că Pucioasa totuși este un oraș cu o cultură fotbalistică foarte bună. Eu am jucat aici 2 ani ca junior, eram la CSE Târgoviște și ne-au detașat aici să jucăm pentru, ca și juniori, pentru echipa, era Progresul Pucioasă. Era antrenor la junior la vremea respectivă, regretatul Gogoașe, Neanicu Gogoașe, cum spun. Deci mă leagă ceva de acest oraș și vreau să pun în practică tot ce am învățat lângă domnul Gheorghe Hagi, pentru că să încep, așa fac o mică tranzacție din vista noastră de la Constanța cu ce trebuie să facem noi aici, pentru că mi-a promis că o să îmi dea 5 jucători, rămâne să luăm legătura și noi cu ei, să vedem în ce condiții vor și ei să vină și sper, încă o dată, sper să facem o figură foarte frumoasă și să reprezentăm orașul Pucioasa la cote înalte. Pentru a asigura o și mai bună susținere financiară a echipei de fotbal, primăria orașului Pucioasa așteaptă și implicare din partea unor sponsori din mediul privat. Pe lângă faptul că există un sprijin financiar din partea primăriei, mai există și persoane apropiate nouă și de suflet la care deja am început să apelez pentru a sprijini acest proiect în care eu cred. Și o să vedeți că o să mai apară surprize plăcute din acest punct de vedere, adică nu cred că vom șchiopăta vreo secundă. Microbiștii din Pucioasa și din zonele limitrofe sunt invitați încă de pe acum să-și susțină echipa favorită, ASE Fotbal Club Pucioasa, printr-o acțiune de ecologizare a stadionului Dumitru Tică Popescu. Toți microbiștii din oraș care îmi cereau cu surle și trâmbițe să aducem o echipă de fotbal, să înființăm o echipă de fotbal, cred că ar trebui să aibă prezența de spirit, să pună umărul alături de noi, în primă fază la o igienizare a bazei sportive de pe dealul Patrana. Pentru că atât pot să facă și recunosc că ar fi ideal să facă și acest lucru. O să vă anunț sub comanda domnului viceprimar Sprânceană, vom face o amplă acțiune de curățenie de luni încolo, dacă și vremea ne va permite. Am vrut să facem și zilele acestea. Iar noi apoi ne vom pregăti ca până la începutul sezonului stadionul să aibă vestiarele gata, să fie împrejmuit, să aibă o mașină de tuns gazonul, să aibă o instalație de irigat, să aibă o tabelă electronică, să aibă tribunele într-o formă decentă. Orașul Pucioasa are de acum echipă de Liga a treia, preluată fără datorii și cu ceva bani în cont. Micul orășel de la Poalele Patranei dorește să reactiveze tradiția sportivă a locului, țintește la mari victorii.